Suntem toți mulțumiți pentru că a fost relativ ușor pentru noi și din câte am văzut avem rezultate corecte, deci ne așteptăm la note mari toți. Cum au fost subiectele? Înțeleg că pe placul vostru. Da, pentru că fiecare a știut cum se rezolve și văd că toți suntem fericiți, deci probabil că toți am făcut bine. Care este secretul că puteți ieși fericiți de la evaluare? 8 ani de muncă. 8 ani de muncă și se vede rezultatul. Și sprijinul părinților necondiționat? Evident, cu părinții ajutat. Ei sunt mai emoționați decât voi? Au fost mult mai emoționați decât noi. Am avut părintele foarte emoționat. A fost mai emoționat ca și mine. Însă... Mai exact mama, nu? Da, mama. Unde mergi mai departe? La ce liceu te vei înscrie? La liceul Ștefan cel Mare și sper să intru la secția de matematică informatică. M-am descurcat și la română și la matematică și a fost totul bine, au fost subiectele accesibile și m-am descurcat și sunt mulțumit așa de mine. Cum a fost atmosfera de examen? A fost puțin stresant, adică mai mult stresant din cauza părinților, profesorilor, că au pus puțin stres pe noi. Și puțină presiune? Da. Da, a fost totul bine. Crezi că până la urmă va fi toată lumea mulțumită? Da, așa cred. În special tu. Sper. Tu unde vei merge mai departe la liceu? La liceul Ștefan cel Mare. La ce specializare? Matematică, informatică, engleză. A fost destul de ușor, numai că a fost un singur subpunct care probabil ne-a dat bătăi de cap, adică destul de mari cu perimetru și majoritatea cred că au greșit la acest subpunct. Dar în rest a fost foarte ușor. Și la română? Foarte, foarte ușor. Nimeni nu s-a așteptat să pice genul liric și cred că a fost în avantajul tuturor subiectul. Unde mergi mai departe? Spre liceul Petru Rareș, cu siguranță. La ce specializare? Științele naturii. Cum a fost atmosfera la cele două probe de examen? Destul de tensionată. Eram așa toți, era liniștit de plină și toți așa, nu știu, adică nu eram în largul meu. Cred că nimeni nu era în largul său. Ce ar trebui să se întâmple ca să nu mai fiți așa tensionați? Cum ar trebui să fie organizat examenul? Nu știu, să nu se mai pună atâta presiune pe elevi, probabil. Adică să fie așa totul mult mai calm. Foarte multe presiuni se pune pe noi pentru examenul ăsta și e foarte ușor față de ceea ce facem noi în zi cu zi la școală. Și presiunea de unde ați resimțit-o mai puternic? Din partea profesorilor sau a părinților? Cred că din partea profesorilor, părinții mai puțin. A fost destul de ușor, da, o problemă a dat bătaie de cap, în rest a fost simplu. Da. Ce a fost la problema aia care a fost așa mai complicată? A fost un triunghi în care se cerea, era dat perimetrul și nu mi-a corespuns perimetrul meu cu ce scrie aici. Aici. Iar cu 6, da. Atât am greșit. Deci nota care crezi că va fi? Nota 9,80. Și cu cea de la română, media? Media 9,50. E o medie frumoasă. Unde îți dorești să intri la liceu? La liceul la Ștefan cel Mare, la profilul matematică-informatică. Cum te-ai pregătit pentru examenul de evaluare? A fost greu, a fost ușor? Ai simțit presiune din partea profesorilor, a elevilor, nu știu? Nu, m-am pregătit. A părinților? M-am pregătit cu o săptămână înainte destul de bine și... Adică ai făcut o recapitulare, bănuiesc? Da, o recapitulare totală și... În ultimele zile n-am mai învățat ca să pot să se așeze bine gândurile și a fost bine. A trecut, nu? Da, da, da. Încărcătura emoțională a fost în această perioadă maximă și pentru părinții copiilor aflați în examen. Ba chiar la cei mai mulți dintre părinți, emoțiile au fost mai mari decât la copii. Sunteți mămica unui băiat care a ieșit cu zâmbetul pe buze de la testări și tot nu v-au trecut emoțiile. Sigur că nu, așteptăm să vedem rezultatele, pentru că notarea e oarecum relativă, cel puțin la limba română. Dacă la matematică este o materie exactă și am putut să ne verificăm rezultatele, la română totuși încă mai așteptăm. Deci acolo aveți cele mai mari emoții. Oarecum emoțiile sunt împărțite în mod egal. Cum a fost în toată această perioadă? Ce mesaje ați transmis copilului să-l ajutați să-i fie poate mai ușor la examen? În primul rând l-am încurajat întotdeauna să muncească chiar și suplimentar. Am avut parte de ajutorul unor profesori deosebiți. Și desigur noi ca părinți i-am susținut și i-am încurajat, pentru că mai mult de atât n-am putut. Emoțiile nu le-am lăsat să le vadă copiii, însă noi am avut emoții exagerat poate de mari,
sau poate sunt normale, nu știm încă. Afișarea rezultatelor la evaluarea națională va avea loc pe 1 iulie până la ora 16, iar depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi, între orele 16 și 20. Rezolvarea contestațiilor e programată în perioada 2-4 iulie, iar pe 5 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Între 8-12 iulie se va face completarea obținilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei 8-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 8-a, iar pe 19 iulie, repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat.